Mă numesc Magda Saftei, am 37 de ani și suntem la locul de joacă Zen Kids în Tecuci. Am făcut liceu pedagogic în Suceava de sunt cadru didactic, m-am specializat acolo ca educator învățător cu dublă specialitate. Apoi am plecat în Iași. În Iași am făcut facultate de litere, română-franceză. Și după Iași, ca orice student doritor să cunoască și afara țării, am ajuns în Franța. În Franța am locuit undeva la 7 ani, cam așa. Am locuit în Lyon, în regiunea Rhône-Alpes, o regiune foarte, foarte frumoasă. Acolo am lucrat într-un alt domeniu decât specializarea mea, în asistența automobile, însă am avut și ocazia să lucrez în centre de animație pentru copii. Nu o să poți niciodată într-o țară străină să fii exact ca în țara ta. Asta ne-am dat seama. Oricât de bine integrat ai fi, întotdeauna vei fi un străin. Și de asta am ales să ne întoarcem în România. Zen Kids a fost conceput ca loc de joacă, dar eu întotdeauna mi l-am dorit ca un loc pentru comunitate. Eu sunt pasionată de tot ce înseamnă creșterea copiilor într-un ritm natural, echilibrat, cu accent pus pe inteligența emoțională, adică țin foarte mult la lucrurile astea, care mie mi-au venit cumva natural cu fetița mea și am vrut să împărtășesc, pur și simplu. Deci, practic, a venit dintr-o dorință de a împărtăși, de a dărui ceea ce este în mine celorlalți. Numele a venit așa într-un moment neașteptat, că tot ne gândeam cum să punem numele, care ar fi cel mai drăguț, care ar suna bine, care ar fi ținut minte mult mai ușor de ceilalți, și a venit Zen Kids. Și bineînțeles că acum toată lumea zice hai la Zen, ceea ce este minunat. Și îmi doresc mult să fac locul de joacă în natură, pe timpul verii, să fac un loc de joacă cu activități în natură, cu școală în pădure, niște proiecte mult mai frumoase și mai mari pe termen lung. Deci eu mă extind. Eu sunt Magda Saftei și am cel mai zen loc de joacă pentru copii.